Istoria familiei mele. Proiect. Clasa a șasea. Învățarea prin imaginație. Furtună de idei. Ne jucăm apoi. Ce credeți că este istoria? După ce v-ați dat cu părerea, căutați într-un dicționar sau pe Dex Online sensurile cuvântului. Aflăm sensurile cuvântului istorie conform dicționarului explicativ al limbii române. Așadar, istoria este un proces, o știință, o scriere, o narațiune, o întâmplare. Puteți continua exprimând ce este istoria chiar prin metaforă. Întrebare. De ce e important să cunoști istoria? Vă propun să realizați un proiect pe tema Istoria familiei mele. Etape. Provocarea, acceptarea, organizarea, interviuri cu membrii familiei, realizarea proiectului, prezentarea, evaluare, feedback, expoziții. Istoria familiei mele. Fișă cu conținutul. Cu elemente obligatorii, și aici includem arborele genealogic, cu numele, prenumele părinților, bunicilor, străbunicilor, fraților, etc. Evenimentele în care s-au implicat sau la care au fost martori sau povești istorice aflate din familie și ce am descoperit realizând acest proiect. Alte elemente de conținut. Aici aveți liber la imaginație. De exemplu, ce se respectă în familia mea, ce și-ar dori să transmit eu urmașilor mei și altele. Fiți inventivi. Forma proiectului. Se va lucra o carte digitală în Book Creator sau veți face o prezentare Google sau un lapbook. Estetica, ortografia și vocabularul contează. Fișă de evaluare. Mulțumesc!